Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Bună ziua tuturor, din acest moment suntem în direct cu sunet și imagine pe interviuri.europafm.ro. Domnule Cristian Pârvulescu, bun revenit la interviurile Europa FM. Bine v-am regăsit. Am văzut un comunicat al Asociației Pro-Democrație, am văzut că ați avut în secțiile de votare 200 de observatori. Mai întâi de toate vreau să vă întreb dacă dumneavoastră considerați că au fost organizate corect aceste alegeri. Acum, și dacă au fost ele corecte. Până la proba contrarie, cu 200 de observatori nu putem să constatăm nereguli semnificative. Pe de altă parte, am observat și noi, ca toată lumea, lipsa de organizare. Am avut câțiva observatori și în secții din străinătate, nu la fel de mulți ca în 2009, dar am avut și trebuie să vă spunem că am făcut sesizare către Biroul Electoral Central și am primit răspuns. Ieri am primit răspuns, am distribuit către presă acest răspuns, respectiv o hotărâre și o decizie a Curții, a Biroului Electoral Central, provin din propunerile pe care le-am făcut luni pentru a se îmbunătăți situația la vot în secțiile din străinătate și în cele din campusul universitar. Este vorba de celebra declarație pe proprie răspundere. Am propus să poată fi distribuită. Știți deja că este acum un loc comun să se discute despre asta, dar cei de la Biroul Electoral Central ne spun că este propunerea noastră cea pe care au pus-o în aplicare. De la Ministerul de Externe n-am primit încă niciun răspuns, dar în principiu ceea ce vizam era ceea ce Biroul Electoral Central a decis. Deci sperăm ca pe 16 noiembrie problemele să fie mai puțin importante decât cele care au fost. Nu ne facem iluzii, pentru că doar votul prin corespondență, votul cu anticipație sau votul electronic vor rezolva problema votanților din străinătate. Până atunci, cozile la secțiile de vot din străinătate vor exista, pentru că dacă vor depăși 500 de oameni cei că în ziua votului, potențialul secțiilor de vot va fi cu siguranță depășit și cozile vor apărea în mod spontan. În România avem o secție de vot la 1000 de alegători potențiali. Problema este că în străinătate nu știm câți alegători potențiali avem și, să o spunem, de data aceasta am avut cei mai mulți alegători din istoria României în străinătate, 162.000 față de 147.000 la turul al doilea alegerilor prezidențiale. Ce credeți că i-a motivat să vină într-un număr mai mare? Campania pe internet. Noi avem două Românii, România virtuală și România reală, care se confruntă. Campania pe internet a fost o campanie care a vizat inclusiv românii din străinătate. Aceștia, ați văzut, au votat preponderent cu Klaus Iohannis, au vrut să transmită un semnal, ba poate cred că au avut chiar credința că votul lor contează. Probabil că au crezut că rezultatele vor fi mai strânse decât cele care au fost. Nu știu dacă această a doua parte a campaniei, ceea ce între două tururi de scrutinii, va motiva în egală măsură, dacă vor avea acele speranțe, dar trebuie să plecăm de la premiza că este posibil să fie depășit recordul de pe 2 noiembrie, deci ne putem aștepta până la 200.000 de... În turul 2. Da, de alegători în turul 2. Vă reamintesc că ne puteți urmări în direct pe internet la adresa interviuri.europafm.ro. Dacă doriți să adresați întrebări domnului Cristian Pârvulescu, o puteți face pe Facebook sau Twitter folosind hashtagul interviuri Europa FM. Continuăm interviul. Diferența acum între primul clasat, domnul Ponta, și cel de-al doilea, domnul Iohannis, este de 10%. Se poate considera domnul Victor Ponta deja viitorul președinte al României? Nu se poate considera și nimeni nu se poate considera oricât de mare ar fi diferența. Vă dau exemplu, în 1992 Ion Iliescu a fost obligat de Emil Constantinescu să intre în al doilea tur de scrutin plecând de la 47% și Emil Constantinescu a reușit să recupereze destul de mult, plecat de la un scor destul de mic, de 23-24%. Pe de altă parte, toată lumea se concentrează pe diferența de la 30,3 la 40,4. Eu atrag atenția că domnul Iohannis trebuie să ajungă de la 30 la 50, deci are de recuperat 20%, nu 10. Iar contracandidatul i-a luat-o înainte, a făcut deja o serie de alianțe. Care nu știu ce valoare au în final, pentru că nimic nu poate obliga alegătorii să urmeze sfaturile, recomandările pe care le fac foștii candidați. Nimic, absolut nimic. Cu atât mai mult cu cât nu vorbim despre partide mari. În
1996, Emil Constantinescu se clasa pe locul al doilea cu 28% din voturi, pe câtă vreme Ion Iliescu era pe locul întâi cu 33%. Emil Constantinescu a reușit să puncteze pentru că Petre Roman și Partidul Democrat au făcut un scor bun atunci în alegeri. Vă aduc aminte că erau simultan alegeri parlamentare și prezidențiale. Petre Roman a obținut 21% din voturi, cu puțin mai puțin decât Emil Constantinescu, cu 6% mai puțin. Deci, din start, mai ales că alegătorii PD au fost întotdeauna disciplinați și motivați și anti-PDSR, au obținut, a trecut de la 28 la 48. Cu ajutorul UDMR-ului și altor partide care și-au anunțat sprijinul, a putut și al stării de spirit din acel moment, a putut să depășească 50%. Era oarecum de domeniul evidenței. Astăzi, situația este puțin mai complicată. Nu suntem în 1996, suntem într-o perioadă confuză în care există pe de-o parte o cerere de schimbare, pe de-altă parte o cerere de conservare. Suntem la sfârșitul mandatelor constituționale a lui Traian Băsescu și este și un vot de bilanț. Pentru că Traian Băsescu a intervenit în campanie, votul împotriva lui Traian Băsescu a funcționat cel puțin la primul tur și mă aștept să funcționeze și la al doilea, în favoarea deci, lui Ponta. Deci Traian Băsescu a influențat această campanie inclusiv în dauna lui Klaus Iohannis. Și nu cred că a făcut-o fără intenție. Dacă mă întrebați, nu văd ce interes ar avea Traian Băsescu să-l vadă pe Klaus Iohannis președinte. Mai degrabă credeți că are interesul să-l vadă pe Victor Ponta? Eu cred că Traian Băsescu își vede propriul interes. Dacă Iohannis devine președinte, Traian Băsescu nu mai are niciun fel de rol în politica românească. Dacă Iohannis este înfrânt, Traian Băsescu poate deveni catalizatorul opoziției, organizatorul ei pentru alegerile parlamentare din 2016. E adevărat, nu mai pleacă de pe aceeași poziție pe care spera să plece. Eu cred că spera ca Elena Udrea să obțină peste 10% și atunci să aibă o poziție legitimă. Dar chiar și de pe o poziție slăbită rămâne totuși fostul președinte și ar putea să creioneze o opoziție unită, să câștige alegerile în 2016, să-l oblige pe Ponta la o coabitare și, de ce nu, dacă majoritatea e suficientă, să-l suspende și să-l demită. Vi se pare viabil un asemenea plan? Absolut. Nu doar viabil, previzibil. Totul depinde de rezultatele economice ale României în continuare. Pe de altă parte, Traian Băsescu nu l-a susținut pe Ponta, a încercat să-l slăbească, nu l-a ajutat cu nimic, pentru că interesul domniei sale este ca viitorul președinte al României, oricare va fi, să plece de la o poziție legitimă slabă. Să nu aibă forța necesară să facă reforme pe termen scurt, care sunt absolut necesare, și atunci să se lovească de toate problemele guvernării. Pentru că Traian Băsescu însuși a plecat cel puțin în al doilea mandat cu speranța că va putea face o serie de reforme, reforma Constituției, regionalizarea, și nu a reușit. Nu a reușit și acum bilanțul nu este neapărat pozitiv. În afara statului de drept, care dacă i s-ar datora doar lui Traian Băsescu ar fi foarte trist, pentru că asta ar însemna că odată cu el dispare, nu poate să prezinte alte reușite extraordinare la capitolul realizării. E bine, un președinte slab nu ar putea să-l depășească pe Traian Băsescu și cred că după această campanie negativă care ne-a indus în eroare, ne-a manipulat și care va continua și între cele două tururi de scrutin, sunt absolut convins, vom avea un președinte slab. Un președinte nu datorită prerogativelor slabe, eu cred că am mai spus la acest microfon că oricum președintele României are prerogative foarte slabe, ci datorită legitimității sale. Traian Băsescu a avut legitimitate, mai ales în 2004, și a reușit să se reconstruiască în 2009. Pe câtă vreme, după o astfel de campanie, e foarte greu să-ți construiești legitimitatea. Și cu un rezultat sub 55% sau în jur de 50%, vă dați seama că vor avea foarte multe dificultăți viitorii președinte. Deci dumneavoastră spuneți că dacă Victor Ponta va ajunge președinte, nu va fi un președinte puternic. Nu va fi un președinte puternic. De ce? Ca legitimitate, pentru că va fi, vedeți, au fost alegeri emoționale, pasionante. Se va vota la turul al doilea împotriva lui Ponta și împotriva lui Iohannis. Nu se va vota pentru Ponta și pentru Iohannis, ci împotrivă. Cel care va reuși să stimuleze o campanie negativă mai importantă va câștiga mai multe voturi. Deci spuneți că e o imagine mai degrabă artificială? Absolut.
Absolut. Și în condițiile acestea, președintele va avea o legitimitate redusă, și această legitimitate redusă îl va slăbi în fața propriilor săi aliați. Spre exemplu, o reformă administrativă, o reformă, o regionalizare, nu se poate face fără sprijinul partidului. Ori Traian Băsescu a fost boicotat de propriul partid, de PDL. Da. Oare Victor Ponta nu se va afla în aceeași situație? Mai ales dacă va pune un premier care nu e de la PSD, așa cum a anunțat deja. Da, mă rog, acum între noi fie vorba, dacă premierul nu va fi Tăriceanu și va fi Maior sau Georgescu, atunci va fi de la PSD, pentru că și Maior și Georgescu provin din PDSR și din PSD, nu provin din altă parte. Georgescu a fost ministru în guvernul PDSR până în 1996, ministru de finanțe, și apoi, mă rog, a intrat în Banca Națională, iar Maior, până când a devenit în 2007 șef al SRI, a fost PSD. Deci, care ar fi independența lor? Care dintre cei trei credeți că s-ar înțelege cel mai mult cu baronii din PSD, cu partidul? Niciunul. Niciunul din cei trei nu s-ar înțelege, dar Tăriceanu este politician și ar putea negocia mai bine. După o experiență de 7 ani la SRI, domnul Maior, care oricum este rigid și când a fost secretar de stat la apărare și vine din diplomația, oarecare are alt limbaj, da, va avea foarte multe dificultăți să discute. Pe de altă parte, cu siguranță nu or să aibă nici pe departe aceeași obișnuință de a veni la primul ministru cum o aveau înainte, de a folosi... Așa ceva, spuneți, da, probabil. Eu știu câteva episoade pe care nu o să le reproduc aici, în care baronii locali au pus primul ministru, inclusiv pe Victor Ponta, în situații foarte proaste. Și nu în situații publice proaste. Pe de altă parte, vă dau un exemplu. Baronii locali l-au obligat, PSD, l-au obligat pe Tăriceanu în 2008, când era prim-ministru, să accepte, când a reformat sistemul electoral pentru parlamentare, alegerea directă a președinților consiliilor județene. Astăzi ne lovim de acești președinți, de puterea lor, tocmai pentru că în 2008 Tăriceanu a cedat, sigur, la presiunile lui Joană și ale PSD-ului, dar a cedat, și acea cedare ne costă pe toți, pentru că astăzi acești oameni au o putere la nivel local mai mare decât a primului ministru. Spunea Călin Popescu Tăriceanu săptămâna trecută, tot la interviurile Europa FM, că, încerc să-l citez, nu e visul meu să ajung din nou premier, nu mă simt extraordinar de măgulit de o astfel de propunere, premierul anunțase deja. E un semnal pe care Călin Popescu Tăriceanu îl dă lui Victor Ponta, că dacă va ajunge președinte, el nu va face tot ce îi va cere? De acum va putea, sigur, știm deja din experiențele coabitării anterioare, inclusiv din coabitarea care se desfășoară în fața noastră în momentul de față, că președintele nu poate să-l influențeze pe primul ministru. Altfel spus, Traian Băsescu nu a reușit să-i creeze altfel decât inconveniente mediatice lui Călin Popescu Tăriceanu și aceleași lui Victor Ponta. Pe de altă parte, Călin Popescu Tăriceanu a guvernat în ultimii 2 ani, un an și 8 luni, cu un sprijin parlamentar formal de 21%. Da. Și un guvern minoritar. Un guvern ultra-minoritar, da, sprijinit de opoziție, de PSD, și lucrurile au putut funcționa. Deci, teoretic, Călin Popescu Tăriceanu ar putea să-i reziste lui Victor Ponta. Este însă o mică problemă. Are în spatele său organizație politică măcar echivalentă PNL-ului din perioada aia? Nu. PLR-ul nu. Și va trebui să o construiască. Deci cred că dacă va deveni prim-ministru, deși și eu sunt reticent la a da crezare acestei soluții, dacă va deveni prim-ministru, va trebui în primul rând să se concentreze pe propria formațiune politică, pe eventuala reconstruire a PNL-ului. Deci sunt alte priorități. Asta vreau să vă întreb. Mai există vreo șansă ca dacă Klaus Iohannis va pierde alegerile, Călin Popescu Tăriceanu să se întoarcă în PNL? Eventual? Eu cred că invers. Există o șansă ca să existe, dacă și numai dacă e prim-ministru. Da. Așa. Aici e interesant. Vor pesediști așa ceva? Dacă și numai dacă este prim-ministru, va avea resurse de oferit peneliștilor, astfel încât să realizeze o fuziune între PNL și PLR sau într-o bună parte dintre PNL și PLR. Dacă rămâne președinte al Senatului, e greu de crezut că va reuși același lucru, pentru că nu are, președintele Senatului nu are acces la resurse, altfel decât simbolice. Da. Și atunci nu... Pe de altă parte, am văzut disponibilitatea primarilor, consilierilor
consilierul local și județeni, în fereastra de oportunitate pe care au avut-o să se transfere de la un partid la altul, n-au folosit-o pentru PLR, au folosit-o pentru UNPR și pentru PSD, ceea ce înseamnă că au dat mai multă credibilitate ipotezei că primul ministru va veni din zona aceea. E important și care este starea celor de la bază. Sunt președinți de consilii județene PNL, primari de municipii, capitale de județ PNL, care s-au transferat, dar nu la PLR, s-au transferat la UNPR și PSD. Deci acea ordonanță de guvern a funcționat la aceste alegeri? Este rezultatul de 40,4% la primul tur de scrutin se datorează acelei ordonanțe. Eu știu că mulți ascultătorii dumneavoastră trăiesc cu iluzia că există un vot liber care poate schimba multe în țara asta. Eu nu neg că nu există o proporție a votului liber care poate atinge 20% din vot, dar majoritatea voturilor sunt voturi utile și voturi condiționate. Votul rural e în mare măsură condiționat. Eu nu spun că e cumpărat direct, dar că primarii au la dispoziție în comune, în orașele mici, un electorat al lor. Iar când 400 de primari trec de la ACL la PSD, UNPR, ai de fapt o pierdere de 600.000 de votanți. Ce ar fi putut să facă opoziția? Nimic. Acele în condițiile de față. Rezultatul e foarte bun. Eu cred că rezultatul de 30% este foarte bun, este potențialul maxim pe care ACL-ul în condițiile date l-a putut avea, mai ales că există oarecare nemulțumiri în rândurile peneliștilor privind fuziunea cu PNL-ul, cu PDL-ul. Ce șanse sunt să recupereze Klaus Iohannis această diferență? Sau ce ar trebui să facă? Pentru că am văzut de duminică au un mesaj țintit pe problemele din străinătate la vot și cam atât. Voturile din străinătate, chiar dacă vor ajunge la 200 de mii, la o prezență de vot de 10 milioane vor reprezenta 2%. Tocmai și suficient. Ori Klaus Iohannis are de recuperat, nu, 2 milioane 20, de voturi. 20%, da. Deci 2 milioane de voturi. Da. Ce ar trebui să facă? Ce șanse mai sunt să se plece? Eu nu spun că nu există de pe picior șansă. De egalitate. Ipotetic, teoretic pleacă de pe picior de egalitate, dar diferența de potențial dintre cele două formațiuni politice este evident. Și orice suport ar primi nu este suficient din punct de vedere al organizațiilor. Pot însă exista erori. Spre exemplu, poate fi victimizat Klaus Iohannis. Faptul că sunt trimiși inspectorii financiari la Sibiu ar putea revolta o parte din public. Nu știu dacă este suficientă sau nu. Încă câteva erori de genul ăsta. Inclusiv alianța UNPR-PRM, pentru că alianța UNPR-PRM nu va crea probleme doar UDMR-ului. Va crea probleme și electorilor moderați care nu sunt dispuși să fie asimilați cu extremiștii. Știu de ce încearcă Ponta sau UNPR-ul, numele lui Ponta, să-i atragă pe alegătorii României Mari. Este problema votului din Transilvania, care are și un caracter naționalist pentru o parte din și am văzut deja harta, Transilvania este albastră, da, ca de obicei. Două județe verzi, da. Și restul totul e roșu. Sunt două județe, unul în Banat și unul în Transilvania, care sunt roșii. Este vorba despre Hunedoara, respectiv Caraș-Severin. Sunt excepțiile. Sunt excepțiile. Și harta este mult mai, dar stă la primul tur, este mult mai evidentă decât în 2009, spre exemplu. În 2009 situația în țară a fost mult mai favorabilă PSD-ului. Deci credeți că asta a urmărit PSD-ul prin atragerea PRM? Absolut. Să încerce să adune voturi din Transilvania? Voturi naționaliste. Și să încerce să limiteze efectele unei eventuale afilierea UDMR-ului la PSD. Nu știu dacă o vă face, o vom afla astăzi, dar orice va spune Kelemen Hunor, UDMR-ul va continua să participe la guvernare. Nu se va retrage în zilele următoare de la guvernare. Este la guvernare, va continua să participe la guvernare și direct sau indirect va sprijini candidatul PSD. Nu știu dacă o vor face direct, dacă astăzi vor anunța formal, există un curent în interiorul UDMR-ului pe această linie. Dar dacă nu o vor face formal, nu-l vor sprijini
sprijini pe Iohannis, ci vor lăsa alegătorii maghiari să voteze în funcție de propria lor conștiință. Cum au mai făcut. Cum au mai făcut și în alte rânduri, dar probabil vor da o directivă primarilor Fidel cu clientelă să-și orienteze electoratul către Ponta și atunci să echilibreze raporturile în electoratul maghiar. Pentru că tendința naturală a maghiarilor ar fi să voteze Iohannis, reprezentant al unei etnii. Deci da, mult mai empatic la problemele unei minorități decât Victor Ponta. Știți că a anunțat deja președintele Consiliului, au ei un organism în Transilvania, în Ținutul Secuiesc, de fapt, și au anunțat că... Vor sprijini Iohannis. Da. Dar este vorba de Consiliul Național Secuiesc, al cărui fost președinte este în momentul de față oficial la Budapesta. Deci aici relația directă cu Budapesta contează, ca și Zsolt Szilagyi, candidatul Partidului Popular Maghiar din Transilvania, partid care este cunoscut ca fiind partidul lui László Tőkés. Da, dar care a luat foarte puțin. 0,5 înseamnă 50.000 de voturi. Nu e chiar așa de puțin. Pot să vă spun că eu am avut o surpriză la turul întâi. Au fost mai mulți alegători maghiari decât în 2009 la primul tur. În 2009 au fost vreo 360.000, acum au fost 400.000. Deci această dispută din interiorul comunității maghiare a contat. Kelemen Hunor a obținut același scor ca în 2009, dar votul maghiar a fost mai important. Și eu mă aștept ca și din alegătorii lui Kelemen Hunor, oricare va fi direcția, o parte să voteze... Să se împartă. Da, să voteze cu Iohannis. Și atunci Iohannis poate conta la o prezență de 50%, deci cam de 200.000 de maghiari, atâta evaluez eu, poate greșesc, va putea conta pe 100.000 de voturi maghiare. Oricum, e prea puțin. Deci spuneți că îl pot ajuta pe Klaus Iohannis greșelile lui Victor Ponta, da, și Klaus Iohannis nu negociază, nu vrea să apară în dezbateri televizate, cel puțin în forma propusă de Victor Ponta. În condițiile de față pare că mai degrabă ACL-ul are de pierdut, pentru că am văzut, Victor Ponta își vede de drumul lui, se duce și la televiziune. Și are acces la mai multe televiziuni decât Klaus Iohannis. Klaus Iohannis ar putea spera că poate mobiliza populația urbană în mai mare măsură, dar noi știm că există un comportament electoral urban și nu ne putem aștepta ca acest comportament să devină peste noapte unul diferit. Altfel spus, avem o prezență semnificativ mai mare. Deci nu vă așteptați să fie o prezență mult mai mare în turul 2? Acum depinde foarte mult de campanie. Dacă oamenii vor avea convingerea că nu pot face nimic la turul 2, nu vor veni mai mulți. Doar dacă vor avea speranța că pot schimba, ca în 2004, când, ca în 2009, vor veni mai mulți. Deci depinde de, inclusiv de dezbatere. Dezbaterea din 2009 i-a făcut lui Joana mai rău decât toate erorile de campanie. A fost, da, decisivă, dar... 300.000 de voturi au plecat dintr-o parte în alta, iar diferența în final a fost de 80.000 de voturi între cei doi. Să știți că mi-aduc aminte, acum că v-am auzit spunând asta, ce a spus aseară Victor Ponta într-un interviu acordat Digi24, că Traian Băsescu a cerut sprijinul serviciilor în această campanie, serviciile l-au refuzat și de aceea nervozitatea președintelui, cel puțin asta spunea. Acum, serviciile sunt aduse în discuție în această campanie într-un mod exagerat. Eu nu spun că serviciile sunt absolut neutre, spun că până la urmă primarii sunt mai importanți decât ofițerii de informații, iar electoratul liber e liber. Nu este niciun fel sub controlul serviciilor. Ce pot face serviciile? Pot influența, nu știu, niște teme de discuție, niște dosare. Dar ați văzut că dosarele n-au avut un rol atât de important pe cât s-a scontat. Pentru că au apărut târziu. În mare măsură, campania românească se bazează pe o serie de cercetări făcute în Statele Unite ale Americii. Dar noi nu avem opinia publică americană. Campania negativă îi găsește pe oameni deja în numare care securizați. Securizați. Nu vor să mai asculte. Da. Sunt dependenți de anumite canale de știri și nu vor trece dintr-o parte în alta. Ne uităm pe audiențe și vedem foarte clar că vorbim despre o pregătire a acestei campanii din vreme. Nu, Victor Ponta nu s-a hotărât în primăvara acestui an, în vara acestui an să candideze. Era hotărât de la început. Mult mai devreme, spuneți. Din 2013, când a lucrat cu asiduitate la această campanie, eventual să spunem ca o ipoteză în cazul în care Crin Antonescu n-ar fi capabil să candideze. Dar cert este că și-a construit-o din vreme și ceilalți n-au construit-o. Nu poți să transformi un candidat care apare cu
5 luni înainte de alegeri într-un candidat miraculos. Spuneți, și așa vorbiți domnul de Claus Iohannis, da. A reușit să facă o campanie bună și să obțină un scor bun și are în continuare șansa, dacă electoratul urban îl va urma, să puncteze la turul al doilea. Dar are o dificultate importantă, trebuie să recupereze 20%. Haideți să vorbim un pic de procesul de votare din străinătate. Am văzut adresa pe care a trimis-o Biroul Electoral Central, Ministerului de Externe. În același timp, ACL cere amenajarea mai multor secții de votare și mai sunt organizații. FADR, Federația Românilor din Străinătate, cere 1000 de secții de votare în turul 2, în condițiile în care am văzut Ministerul de Externe, Guvernul nu par dispuse să organizeze mai multe. Dar nu se mai poate. Au fost 294. Deci, da. Românii din străinătate, cel puțin această federație, cere aproape de 4 ori mai multe secții. De ce nu se mai poate? Legea nu mai permite. Deci în momentul explicați-ne, vă rog. În momentul, odată ce au fost stabilite numărul de secții de vot și le-au fost stabilite încă din luna septembrie conform legii, numărul acesta nu mai poate fi modificat. L-ați auzit pe Claus Iohannis, care spune au fost alte situații în care guvernul a dat ordonanță. De ce acum guvernul refuză să dea ordonanță de urgență să suplimenteze numărul secțiilor de votare? De ce nu se poate? Ordonanța de urgență ar trebui să modifice legea. Deci spuneți că legal nu se mai poate. Nu. Bun, sigur că o ordonanță de urgență ar putea. Noi discutăm în contextul legii actuale. Dacă legea actuală poate să... Să nu uităm că nu guvernul organizează alegerile, ci Biroul Electoral Central și Autoritatea Electorală Permanentă. Guvernul poate interveni, argumentul cu ordonanța de urgență poate sta în picioare, dar mie mi s-ar părea o eroare gravă să se modifice. Sunt împotriva oricăror modificări, inclusiv a ordonanței de urgență privind primarii. Am fost împotriva a oricăror modificări care influențează în timpul procesului electoral desfășurarea votului. Eu cred că simpla organizare mai bună la nivelul secțiilor de vot poate rezolva această problemă. E suficient, ziceți. Exemplu pe care îl avem este Paris 2009, pe care, mă rog, PSD-ul îl consideră ca fiind un exemplu de fraudare a alegerilor. N-a fost. Acolo s-a întâmplat exact ceea ce propunem astăzi. Am avut observatori acolo de foarte bună calitate, cu mare experiență în observarea alegerilor în Africa, fost studenți și membri ai asociației, care au constatat un lucru simplu. Acolo s-au distribuit aceste declarații pe proprie răspundere la coadă, oamenii le-au completat și atunci întregul proces a fost scurtat în mod semnificativ și au putut vota fără foarte mari eforturi vreo 2600 de oameni, mult peste potențial. Deci dacă în contextul actual se poate încă crea bază pentru votul la încă 40.000 de oameni, dacă vor participa la vot. Încă o dată, nu se și poate. Și dacă vor fi mult mai mulți? Imposibil. Spuneți că nu vor fi atâția români, deci, la vot în străinătate încât să avem din nou probleme. 200 de mii. Ba da, putem avea probleme dacă nu e o bună organizare. Înțeleg că la Londra, de exemplu, o secție de vot n-a putut funcționa pentru că reprezentanții partidelor politice în biroul secției de vot nu s-au prezentat. Nu ar trebui sancționați? Ba da, ar trebui sancționați. Dar cum poți sancționa cetățenii unui stat străin care lucrează în mod voluntar? În România, spre exemplu, situația este simplă. Partidele politice ce trimit și înlocuiesc. În străinătate nu poate funcționa la fel. Și acest gen de boicot, dacă a fost boicot, poate bloca alegerile. Să sperăm că nu se mai întâmplă. Dar cu o bună organizare, la numărul de secții pe care le avem, putem, fără nicio problemă, acoperi 200.000 de voturi. Dacă există bună voință, dacă există o minimă deschidere. Oricum e greu să cred că de pe poziția pe care o are PSD-ul va modifica în vreun fel legislația electorală și va folosi recomandarea adunării parlamentare a Consiliului Europei care spune să nu se modifice legislația electorală pe parcursul jocului, pe care Curtea Constituțională a transformat-o chiar în România în principiu constituțional, și atunci ce putem spera este că se poate desfășura mai bine. Și eu nu înțeleg de ce PSD-ul a încercat, mă rog, dar asta este prezumția care funcționează în momentul de față, să blocheze votul în străinătate. Spuneți că asta a făcut. Nu știu, asta e prezumția care funcționează în multe cazuri. V-am spus, n-am avut observatori atât de mulți în secțiile din străinătate ca să pot să fac o afirmație tranșantă. Dar mulți cred asta. Eu spun că nu avea nicio logică, pentru că și-a creat o problemă mediatică pe care acum trebuie să o gestioneze. Primul ministru a trebuit să iasă, să se ducă la Ministerul de Externe, să încerce să fie convingător că va rezolva problema. De ce? Pentru că problema s-a accentuat.
Dar iarăși, nu suntem în 2004. Dacă sunt români care nu vor putea vota în străinătate, credeți că nu știu, ar pune în pericol rezultatul alegerilor în turul 2? Nu. Nu. Și am să vă spun simplu cum se hotărăște la Curtea Constituțională sau la BEC. Dacă numărul de persoane evaluate ca neputând participa la vot este enorm și ar putea schimba rezultatul votului, atunci da. Dar dacă vorbim despre o diferență de procente mari între doi candidați și vorbim de câteva sute de persoane care n-au putut vota, pentru că înțeleg că e vorba de câteva sute de persoane care n-au putut vota, sau mii, să zicem că erau mii, deși din câte înțeleg erau sute, că au votat mii deja. Au votat 162.000 de români în străinătate. Vă dau un exemplu. În 2008, la alegerile parlamentare, au votat 30.000. La alegerile parlamentare de acum, din 2012, au votat 75.000. De unde să știi câți vin? Mai bine introduci votul prin corespondență. Haideți să vorbim și despre asta. Votul prin corespondență. Avem un proiect de lege. Avem mai multe. Din 2003, primul? Da. Avem mai multe. Am făcut propuneri foarte clare în 2007 pentru modificarea legislației. De ce nu vor partidele? Pentru că niciun partid n-a vrut. Au fost sperând toate la putere. Se tem de electoratul dependent din străinătate. Se tem că unele partide vor putea obține scoruri mai mari, semnificativ mai mari prin votul prin corespondență. Ar putea vota și cei din țară prin corespondență? Sigur că da. Toată lumea poate vota. Și atunci se tem de votul nehotărâților? Dacă introducem votul prin corespondență, desființăm votul în toate secțiile de vot. Votez în secția de domiciliu sau prin corespondență. În Statele Unite au introdus votul prin corespondență, spre exemplu, după scandalul din 2000, din Florida, și în general au votat prin corespondență milioane de americani care nu aveau încredere în birourile secțiilor de vot din statele lor. Adică cei care erau în opoziție, democrații dacă erau republicani în statul respectiv la guvernare, invers, republicanii dacă democrații erau la guvernare. Și știți că au fost enorm de multe voturi. De exemplu, la alegerile din 2004 sunt calcule care arată că democrații ar fi putut câștiga cu voturile prin corespondență statul Ohio și atunci actualul secretar de stat, John Kerry, ar fi fost președintele Statelor Unite. Da, am mai discutat despre asta, da. Deci sunt foarte multe probleme care sunt deschise de votul prin corespondență. Am auzit un reprezentant PSD care aducea ca argument împotriva adoptării secretul, nu? Și siguranța votului, exact. Nu, siguranța. Asta cu siguranța chiar mă nebunește. Deci, siguranța poate fi asigurată. Problema secretului este într-adevăr o problemă care ar putea exista, în sensul că dacă cineva vrea neapărat să afle identitatea celui care a votat, ar putea o afla. Dar eu cred că problema secretului este mai dificilă în cazul votului electronic decât a votului prin corespondență. Și cercetările arată, comparative, că votul prin corespondență, în țările în care este folosit, din Europa, iau exemplu, Franța, Italia, nu este devastator. Deci nu reprezintă atât de mult. România și așa este o excepție, adică numărul de votanți în străinătate, să știți că în România e mai mare decât în Franța și în Italia. Cine credeți că dacă ar ajunge la putere ar vota mai degrabă, ar adopta acest vot prin corespondență? ACL-ul sau PSD-ul? Amândouă partidele au fost la guvernare și nu au făcut nimic pentru asta. Există proiecte de lege, există dezbateri din 2009. PDL-ul nu a susținut un astfel de proiect. PSD-ul iarăși nu l-a susținut. Nu există sprijin politic pentru un astfel de proiect. Este unul din motivele pentru care mi-aș dori referendum de inițiativă legislativă în România, pentru că eu nu văd o astfel de reformă pornind din partide, ci de la cetățeni. Haideți să vorbim un pic și despre votul pe listele speciale. Rezultatele ne arată că avem aproape 10% din voturi pe listele speciale. E mult mai mult decât la... Este peste media votului obișnuit. E aproape dublu, nu? Decât au fost 6%. În 2009? Da. În 2009 au organizat, au fost vreo 800 de mii. Cred că la Torul 2 a fost în jur de 800 de mii. Avem în județul Giurgiu, de exemplu, următoarele cifre, 14,34% dintre alegători au votat pe listele suplimentare. E primul județ. Da, Giurgiu nu e un oraș turistic. Nu, dar sunt în apropierea Bucureștiului și ei. Nu, s-ar putea că, știți cum e, Ilfovul și Giurgiu
sunt foarte mulți bucureșteni care s-au mutat în afara Bucureștiului și care nu s-au dus până la secția de vot unde au buletinul corect. Nu s-au dus. Nu se duc niciodată. Și atunci au votat pe liste speciale. Da, au votat. Deci putem vorbi de mii de oameni care au votat așa. Nu sunt convins că turismul electoral a mai funcționat în 2014, nu pentru că între timp partidele au devenit mai corecte, ci pentru că DNA-ul a fost mai eficient. După... S-au speriat? Absolut. Vă dați seama că șefii, președinții secțiilor de vot sunt foarte atenți. De exemplu, știu un caz, e chiar președintele Asociației Pro-Democrația, Ionuț Țața, care a fost la o conferință, el este om de afaceri, cu tineri oameni de afaceri la Constanța, s-a întors la București repede ca să participe la ziua votării, iar colegii s-au rămas acolo, la Constanța, și s-au dus în grup la vot. Au fost verificați de președintele secției de vot cu foarte mare strictețe, pentru că a crezut că e vorba de turism electoral. Și nu mai vor, se tem foarte mult de chestiunile astea. Eu nu spun că nu vor exista primari care se cred deasupra legii și care nu vor încerca să organizeze probleme de genul acesta. Dar impactul lor va fi cu siguranță mai mic decât la alte alegeri. Eu n-am iluzia că în România nu s-au folosit aceste lucruri. Experiența de observare a alegerilor ne arată că aceste lucruri au existat permanent. Nu putem decât spera să le reducem încetul cu încetul importanța, pentru că uneori aceste, mai ales când sunt scorurile sunt strânse, aceste proceduri pot face președinți și sunt absolut ilegitim. Cineva care este ales pe baza fraudei va fi dependent față de cei care au organizat frauda. Nu va avea niciun fel de libertate. Și asta cred că se poate bănui puțin în ceea ce s-a întâmplat în România în ultima vreme. La acest tur. Nu la acest tur, nu. Vorbe, mă refer la ultimii 10-15 ani de când observ alegerile. Spre deosebire de alții, eu am avut întotdeauna percepția unei fraude care s-a aflat undeva în jur de 10%. Cred că de data aceasta ea a scăzut fără să pot să afirm că ea a dispărut cu totul. Dar nu atât de mare încât să influențeze... Vorbeam de 3%. Noi acum avem deja diferență de 10% la primul tur și de recuperat 20%. Va conta marja aceasta de fraudare, cum o numesc eu, doar dacă între cei doi candidați vor fi mai puțin de 3%. Atunci vom putea să ne punem probleme importante. Eu cred că de la ipoteza aceasta pleacă ACL-ul în momentul în care susține votul din străinătate, încercând să creeze și o emulație pentru creșterea votului în străinătate, în speranța că la un scor redus, votul din străinătate va conta și discuția, dezbaterea legată de fraudarea alegerilor va avea un impact asupra rezultatului. Ce s-a întâmplat în străinătate? Credeți că va avea efect și în țară, în sensul că să fie alegători care, nu știu, poate revoltați de ce au văzut că s-a întâmplat în străinătate, sunt, să se ducă la vot? Credeți că va... Sunt, dar sunt ei din alt, sunt din câmpul indiferenților, sunt din câmpul indecișilor, sau nu știm. Eu cred că mai degrabă sunt din câmpul alegătorilor ACL. Deci problema ACL-ului inclusiv este... din rândul celor care n-au venit? Studiile arată că, în general, cei care n-au venit și vin la turul al doilea se împart cam după criteriile de la primul tur. Deci asta ar însemna că Ponta ar avea teoretic un avantaj. Teoretic, nu este nimic cert aici, pentru că, încă o dată, dezbaterea va conta. Mă rog, dezbaterea, campania, pentru că dezbatere nu o să avem. La momentul în care discutăm, nu există nicio dezbatere programată între cei doi candidați, ceea ce va fi o excepție, pentru că din 1990 încoace am avut întotdeauna dezbateri. Deci ar fi o excepție regretabilă și sigur aici... Cine credeți că ar trebui să cedeze? Victor Ponta sau Klaus Iohannis? Victor Ponta e pe poziție de forță, nu va ceda. Este pe prima poziție, este avantajată lipsa dezbaterii și atunci nu va ceda. Deci, așa practic... cum l-am văzut pe Klaus Iohannis, credeți că într-o confruntare directă ar putea recupera? Din diferență? Depinde foarte mult de turnura discuției. Cred că uneori poate, cred că este mai convingător în unele cazuri decât Victor Ponta și că ar putea recupera. Dar nu cred că dezbaterile fac un președinte. Președintele este rezultatul unei stări de spirit anterioare dezbaterii. Asta dacă nu se anunță ceva...
nemaipomenit. Sperăm, așteptăm. Cum a fost în 2009? În 2009 a fost, nu-l văd pe Klaus Iohannis ducându-se la spa. La spa, deci în niciun caz. Și sau dacă se duce la spa, cred că se duce într-un spațiu public, nu? Și Ponta, a înțeles, nu se va duce nicăieri în perioada asta. Cu siguranță nu mai mănâncă popcorn între cele două tururi, dar oricum va încerca pe cât posibil să facă cât mai puține greșeli. Dar le face. Nu sunt mari. Încă din seara zilei votului, după ce a început un discurs de prezidențiabil, a atacat presa și s-a referit critic la alegătorii din străinătate. A încercat să corecteze după aceea, dar a avut acea... E o eroare. Deci au avut... Vorbeam despre trimiterea controlului financiar la Sibiu. Deci acestea sunt erori care pot contabiliza împotriva lui, dar nu știu dacă vor fi determinante. Decisive, e greu să cred. Da. V-aș mai întreba un lucru. Ce influență credeți că ar putea avea PRM, Corneliu de, Vadim Tudor, de fapt, nu știu, într-o viitoare guvernare, să eu zicem? Sper în cazul... să nu aibă niciun fel de influență. Poate, știți, Bănescu a declarat că susține o lege amnistiei și că e o rușine, de exemplu, arestarea fostului premier, că ar trebui terminate arestările astea abuzive. 28% în 2000, 12% în 2004, 2, nu știu cât la sută în 2014. Domnul Corneliu Vadim Tudor este la sub 3%. Credeți că va primi o funcție? Nu. Nu cred că va primi o funcție și cred că ar fi o problemă serioasă pentru Partidul Socialiștilor Europeni dacă PSD-ul și aliatul său UNPR, care se declară Partid Progresist de Stânga, vor face o alianță cu un politician cunoscut ca fiind extremist de dreapta. Și așa e o problemă faptul că UNPR-ul a făcut această alianță. UNPR-ul, să spunem că nu este membru al Partidului Socialiștilor Europeni și al Internaționalei Socialiste, dar se declară progresist și de stânga. Cum poate un partid progresist și de stânga să facă o alianță cu un extremist de dreapta? Asta trebuie să ne explice domnul Oprea. Sigur, dacă va avea cuvintele la domnia sa, să ne poată explica acest lucru. Vă întreb un lucru. Deși UNPR-ul pare că joacă un rol foarte important în politica românească în ultima vreme, cum vă explicați faptul că liderul său apare extrem de puțin, mai deloc? Pentru că nu este un politician discursiv. Domnul Oprea, când vorbește, citește. Nu are libertatea discursului pe care o au alții. Acest vehicul este un vehicul pe care l-a folosit pentru a proteja politicieni și sub Traian Băsescu și acum în strâns alianță cu PSD-ul și cu Victor Ponta. Gândiți-vă că fără UNPR și Oprea, Traian Băsescu nu ar fi avut majoritate în 2009. Și aceea a fost slăbiciunea acei guvernări. Pentru că cu acea majoritate n-a putut face nicio reformă și la momentul oportun s-a putut foarte ușor schimba guvernul. Și acum s-ar putea spune că fără UNPR PSD-ul poate nu era atât de puternic. E adevărat, dar totuși oamenii aceștia sunt mai apropiați, vin din PSD marea majoritate, sunt mult mai apropiați de PSD și este un fel de remorcă mai puțin mai puțin onorabil la PSD-ul. Sunt mulți politicieni neonorabili în UNPR. UNPR-ul nu are viitor. UNPR-ul nu e un partid. UNPR-ul este un clan, o clientelă care va funcționa ca să-i asigure domnului Oprea o poziție și din câte se aude acea poziție ar fi poziția de director al SRI. Asta este zvonul care circulă. În condițiile în care domnul Maior devine prim-ministru, ipoteză pe care eu o privilegiez în raport cu Tăriceanu sau Georgescu. Ar fi bine, ar fi rău pentru SRI? Aș prefera. Pentru SRI nu cred că ar fi bine. Eu cred că SRI-ul ar trebui să fie condus de profesioniști din informații. Ar accepta domnul Maior așa ceva? Ce anume? Să fie prim-ministru? Să fie prim-ministru și să fie mai ales domnul Oprea șef la SRI? Nu l-am auzit să protesteze. Bun, nimeni nu l-a întrebat, e foarte adevărat. Cred că ar accepta.
cred că ar accepta. Știți, e o vorbă a lui Henric al IV-lea, care era protestant și trebuia să devină catolic ca să devină regele Franței. Și spunea, Parisul merită o liturghie. Funcția de prim-ministru merită un sacrificiu. De exemplu, nu știu dacă partenerii occidentali, Statele Unite în special, vor fi ok cu această propunere, dar mi-aduc aminte din WikiLeaks că în 2010 ambasada Statelor Unite din București avea aprecieri pozitive la adresa lui Oprea, care, sigur, pe unii dintre noi ne-au șocat, pentru că n-aveau nicio legătură cu ceea ce știam noi despre din personaj. Perioada când eram ministru al apărării? Când a devenit ministru al apărării. Chiar din ianuarie 2010 era o telegramă trimisă de un diplomat american la Departamentul de Stat și care a apărut în celebru scandalul WikiLeaks. Știți că au fost câteva telegrame care au apărut și din România și una se referea exact la propunerea lui Oprea ca ministru. Americanii spuneau că este vorba că armata, ofițerii din armată sunt entuziaști, că armata așteaptă cu nerăbdare și că este vorba despre un intelectual, nu știu dacă era rafinat, dar în orice caz recunoscut. Lucrurile astea sigur că ne-au mirat pe unii dintre noi. Ultimele întrebări. Credeți că doamna Elena Udrea va dispărea de pe scena politică? Atâta vreme cât domnul Traian Băsescu o va mai sprijini, va dispare. Doamna Udrea își datorează întreaga carieră politică lui Traian Băsescu. Credeți că Traian Băsescu se va relansa? Sunt absolut convins că Traian Băsescu intenționează să se relanseze și să joace un rol politic important. Ultima întrebare. Care credeți că vor fi principalele proiecte ale PSD-ului în ipoteza în care Victor Ponta câștigă alegerile? Regionalizarea? Da, eu cred că ale președintelui ar trebui să fie și nu ale PSD-ului, că atunci nu avem niciun fel de șansă. Reiau regionalizarea? Reforma Constituției, fără de care nu se poate regionalizare și după aceea o serie de reforme structurale foarte dureroase care au fost începute în 2010, dar care nu au fost terminate nici până astăzi. Reformele? Reforme care privesc în special modul în care se structurează economia și bugetul. România a răspuns pozitiv unor cerințe macroeconomice, dar avem încă probleme legate de piața muncii și de dinamica economică pe care este necesar să rezolvăm pentru a crește consumul și a da mai multă forță economiei. Nu vom putea niciun fel cu un buget minuscul cum este acesta și cu un deficit de sub 2% să dezvoltăm această țară dacă nu continuăm reformele structurale. Nu sunt un adept al lor, dar dacă mergem pe logica asta, trebuie să mergem până la capăt. Deci măsuri sociale sau mai degrabă măsuri drastice? Nu se pot măsuri sociale. Dar reformele structurale sunt antisociale prin definiție. Credeți că asta ne așteaptă? Asta ar trebui să ne aștepte. Ultima întrebare, dacă se va relua discuția privind o nouă Constituție, ce ne facem cu acel referendum prin care populația, în urma căruia populația a spus că vrea Parlamentul unicameral și ce ne facem cu articolul 152 care spune, în contextul în care și UDMR-ul rămâne, să zicem, la guvernare, care spune că nu se poate schimba Constituția dacă se umblă la caracterul național, independent, unitar, indivizibil. Încep că este cel mai simplu să încep cu 152. UDMR-ul deja a avut obiecții în Comisia pentru modificarea Constituției, iar Comisia a votat și UDMR-ul a acceptat votul majorității, pentru că noi avem în mare măsură elaborat un proiect de modificare a Constituției, nu se va pune. Tocmai de aceea vă întreb, că ați participat la discuții. Da, mai puțin la discuțiile din Comisie și mai mult la Forumul Constituțional, care a avut o altă intenție de a prelua propuneri din societate, dar știu ce s-a întâmplat, colegii mei au fost prezenți la discuțiile din Comisie și în Comisie această problemă a picat. În afară de UDMR n-a votat nimeni în favoarea ei. Ca urmare, nu se va pune niciun fel problema modificării articolului 152 sau modificării acelor prevederi care sunt sub protecția articolului 152. Inclusiv limba oficială. Nu e vorba doar de limba oficială, este vorba și de drepturi. De exemplu, votul obligatoriu nu se poate introduce în România pentru că este un drept și nu poate deveni obligație. Nu poți reduce drepturile conform articolului 152. Pe de altă parte, în ceea ce privește referendumul, am mai discutat despre asta, în 2009 a avut loc un referendum consultativ, referendumul consultativ nu produce obligații în niciun fel, în România nu avem referendum obligatoriu decât
pentru modificarea Constituției și pentru demiterea președintelui. Celelalte referendumuri, cele care sunt convocate de președinte, sunt consultative. Deci se poate sau nu se poate ține cont de... Nu este obligatoriu. Și Curtea Constituțională a dat două avize, e adevărat puțin contradictorii, dar spune foarte clar că, fiind referendum consultativ, el nu obligă niciun fel Parlamentul la nicio decizie. Nu-l obligă. Parlamentul poate avea obligația morală să țină cont de acele lucruri. Dar, știți, în 2009 a fost un referendum în paralel cu alegerile prezidențiale care a încercat să speculeze o serie de frici și stereotipuri antiparlamentare. N-au fost condițiile pentru cea mai bună decizie a cetățenilor. N-a fost o dezbatere lucidă, așa cum ar fi normal într-un referendum, pentru a discuta în final care este cea mai bună variantă. Două camere sau o cameră? Reducerea numărului de parlamentari sau nu? Astea sunt probleme care cred că ar trebui să poate relua referendumul, apropo de asta, dar ar trebui discutate cu luciditate și nu în paralel cu altă campanie. Domnule Cristian Purvulescu, mulțumesc că ați revenit. Vă mulțumesc și eu. Ați fost la interviul Europa FM. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Europa.